Mi-ai zis ciocănitoare, ciocănică. Păi să știi că și eu pot să mă antrenez pentru o luptă. Trebuie mai mult antrenament și mai mult și mai mult. Vi-l prezint pe Vlad Alexandrescu când o vede pe Andra. Atacă-l pe Vlad Alexandrescu. Acesta este răspunsul meu pentru tine, Vlad. Sunt gata de luptă. Vlad Alexandrescu. Voi mi-a spus să mă uit la ultimul lui clip, că a zis ceva nasol despre mine. Hai să vedem ce a zis. Cum? Cum? Și uitați-vă la părul lui! Zici okay. Că e o ciocănitoare! Uitați-vă la el, guys! Stai! Mi-ai zis ciocănitoare? Hai, cred că din greșeală. Oh, nu! Îi face cu mâna! Da. Nu se uită la el. I-a făcut cu mâna înapoi! Da. De ce? Oh, nu! I-a dat o floare cadou. Așa și ce e nu e ok. Floare cadou. Eu îi pot cumpăra o florărie, nici măcar nu ne comparăm. Da, nu e, nu mi-a zis așa ceva rău. Uitați-vă la el, o să-l denumim ciocănitoarea. Ciocănitoarea. Ok. Ce? Vrea să-mi fure fata? Vrea să-mi fure fata? Sunt doar niște TikTok-uri, bro. Te-am avertizat, ciocănică? Te-am avertizat, ciocănică? Ciocănică? Oh, nu, ciocănitoarea din nou. Ia să vedem. I-a dat o palmă la fund. Oh, nu, ciocănică. De acum e război. Până aici te-a fost ciocănitoare. O să te omor. Acum suntem. Păi să știi că o să fie război. Crezi că nu știu ce faci și tu? Chiar crezi că nu știu? Hai să vă arăt tuturor ce face Vlad Alexandrescu. Uitați-vă și spunem voi ce înseamnă asta. Adică tu spui de mine că-s cu Andra, dar tu te apropii foarte mult de ea? Nu. Nu merge așa. Am mai văzut un video de cât te-ai antrenat, că ești gata de o luptă. Băi, să știi că și eu pot să mă antrenez pentru o luptă. Ia uite, ce-i dansul ăsta împreună? Cu inimă de iubire? Nu. Sau ăsta, cântați împreună. Fli-fla-flo. Eu nu pot să cred. Savesta. Și de ce îi zâmbești? Cumala la savesta. Oh, na, savesta. Trebuie să ne începem antrenamentul. Vi-l prezint pe Vlad Alexandrescu. Vi-l prezint pe Vlad Alexandrescu când o vede pe Andra. Vi-l prezint pe Vlad Alexandrescu când se uită la clipul ăsta. Nu se poate doar. Trebuie mai mult antrenament și mai mult și mai mult. Nu pot să cred că am pierdut. Încă o dată trebuie mai mult antrenament. Hai că pot. Forfecă. Piatră. Yes. În această luptă unul singur o să rămână cu Andra. Și nu vei fi tu acela. Uite, pot să fac chestii pe care tu nu poți să le faci. De exemplu să jonglez. Sau să vorbesc cu gura închisă. Hei, salut, eu sunt Lemnaru și nu mă voi lupta fizic cu Vlad Alexandrescu. Acesta este doar un pamflet și trebuie să-l tratați ca atare. Și știi ce mai am eu și nu ai tu? Un câine de pază. E dresat, îi spun să atace. Atacă. Atacă-l pe Vlad Alexandrescu. Și da, poate că părul meu este ca unui ciocănitor, dar este drăguț. Adică, uite-te la tine, tu arăți ca Hulk. Ah, stai, cred că e un lucru bun ăsta. Și uite-te la tine, tu ai mușchi ca Thor. Stai, că și ăsta e un lucru bun. Ce-s cu unghiile alea de la picioare, hă? De asta nu le arăți în clipul niciodată, pentru că-s ciudate? Acesta este răspunsul meu pentru tine, Vlad Putin. Sunt gata de luptă, dar vreau să te provoc ceva. Te provoc să mergi și să sari pe Lego. Acesta a fost și clipul de astăzi. Eu sunt Lemnaru, voi sunteți cei mai tari. Nu uitați să mergeți la Vlad Alexandrescu pe canal și să-i spuneți că i-am răspuns și să se uite la clipul ăsta. Și eu v-am pupat.